Din nou vă zicem, bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Se zice în popor că speranța moare. Subiectul pe care astăzi vom vorbi este despre speranța ce a motivat generații de creștini. Cei care credeau în venirea Domnului Hristos și aceasta este o speranță nemuritoare. Mai mult de atât, sunt sigur că și pentru dumneavoastră, chiar dacă aveți o dispoziție nu atât de bună sau treceți prin anumite încercări, credeți-mă că ceea ce vom studia, ceea ce vom descoperi astăzi în Sfintele Scripturi, vă va învia speranța. Colegii mei de platou astăzi sunt oameni ai Sfintei Scripturi, comentatori ai Sfintelor Scripturi, oameni ce studiază Biblia și explică și ajută pe alții să descopere această speranță. Sunt pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnia sa Alexandru Moldovanu, bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! De asemenea și domnia sa Iaroslav Bilan, la fel vă zic, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim. Mulțumim că ați acceptat această provocare de a fi alături de noi în acest studiu. Celor care ne privesc sau ne ascultă, vă invit ca să ne dați o reacție și, de ce nu, să ne puneți o întrebare și vom încerca să vă răspundem direct la această întrebare și provocare și încerca să vă împărtășiți cu acest material. Subiectul interesant. De ce? Pentru că este legat de speranță. Citesc cuvinte din cartea profetului Isaia, capitolul 25, un verset, versetul 9. Foarte frumos sună, pentru că altă dată poate deveni un fel de motou pentru multe organizații și, de ce nu, mișcări. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui sau ne va salva. Astăzi este Domnul în... Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de salvarea Lui. Bucuria care poate fi oferită fiecărui dintre noi este legată de această ființă, superființă, pe care omenirea astăzi poate să o asocieze cu multe ființe, dar cu toate acestea Sfintele Scripturi îl revelează sau îl descoperă ca fiind Domnul și Dumnezeul nostru. Acel Dumnezeu care a locuit aici pe pământ aproximativ 2000 de ani în urmă, a împlinit salvarea și s-a înălțat la cer. Cineva poate să zică, probabil că ne-a lăsat în izbeliște. Însă, ne rămân niște cuvinte lăsate de El. Și le găsim în Evanghelia după Ioan, deci în Sfintele Scripturi, capitolul 14, de la versetul 1, unde spune în felul următor. Este vorbirea directă a Domnului Iisus Hristos. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vorbește despre venire. Interesant. Care-i semnificația cuvintelor Domnului Hristos? De ce acest eveniment al revenirii sau venirii, a doua venire a Domnului Hristos, este așteptat de creștinism și este atât de important? Dacă ne întoarcem pe timpurile când au fost rostite aceste cuvinte, poporul ales al lui Dumnezeu, poporul pentru care a venit Domnul Iisus la momentul acela, poporul evreu, erau sub jugul romanilor. Ei gemeau de apăsarea romanilor și visul lor major era dacă am scăpa odată de romanii ăștia. Să fim deci, eliberare politică. Eliberare politică, da, și nu doar politică. Cât de actuală e astăzi. Cu eliberarea politică vin toate cele, cu presiunea politică vin toate celelalte presiuni. Da. Nu cred că este o stare în afară de boală și suferință fizică mai dureroasă decât să fii rob.
și nu un rob angajat la un stăpân cum scade, dar romanii, cine nu știe, să citească istoria și va ști. Nu erau cei mai buni. Cât de plăcut era să fie robi sub stăpânirea romanilor. Deci ei visau eliberarea aceasta. Și când Iisus le spune cuvintele acestea, eu mă duc, dar eu am să vin. Eu vă pregătesc un loc. Ei nu prea auzeau că Iisus le pregătește un loc. Ce auzeau ei era, eu am să vin, eu am să vă iau, eu am să vă eliberez. Și aceasta era pentru ei foarte important și le aducea o speranță ca ei să trăiască, să activeze și să aștepte. Interesant, dar știți că când numai 3 ani și jumătate împreună cu ucenicii au fost împreună, numai și cuvintele despre care vorbim acum, a fost la Sfânta Cină sau cea care se numește de taină. Și vă dați seama câtă intimitate aveau ei în relații, în descoperiri, în doar s-au legat de inimă cu inimă și s-au atașat de Domnul Hristos. Ai impresia că Domnul Hristos s-a descoperit în sine și le spune că acuș vă las. Măi, numai ne-am îndrăgostit, numai ne-am aranjat și acum, Doamne, Tu trebuie să ne părăsești. Dar făgăduința a fost că va veni. Trebuie să nu scoatem din ecuație și altă parte a întrebării. Pe timpul acela au fost o mulțime de pretendenți la Mesia, la Hristos. Acum, pentru ucenici era foarte important când Iisus le spune că eu voi pleca și apoi încă unul. De aceea Iisus le dă încredințarea aceasta, oameni buni. Eu nu sunt dintre aceia care pleacă și s-a terminat. Eu voi veni. Eu de la Tatăl am venit. Eu mă duc la Tatăl. Și am un scop special ca să fac o lucrare specială tot pentru voi, tot în folosul vostru. Și când termin lucrarea aceasta, eu mă întorc înapoi și neapărat acolo unde sunt eu. Și uitați-vă, el merge și mai departe. Eu vreau să fiți oaspeți la mine acasă, vorbind, da, în pilde. La Tatăl meu, să vedeți slava care am avut-o înainte. Eu vreau ca acolo unde sunteți, sunt eu, să fiți și voi, să vedeți totul, să cunoașteți totul și să vă convingeți încă o dată că, într-adevăr, merită să ai speranță. Vedeți că Domnul Iisus vorbește despre binele absolut pe care le oferă și la care l-a făgăduit. Da. Dar cineva poate să zică, nu, știți, de fapt, întrebarea, cam cum credeți ucenicii sau cei care au ascultat, au auzit aceste cuvinte, cam peste când programau ei că va veni Domnul Iisus? Noi, ca de obicei, când avem o făgăduință, când dorim să îndeplinească? Acum, cât acum mai curând, și aici. Cât mai curând. Dar totuși, Hristos le-a spus că trebuie să ducă să pregătească un loc. Și noi vedem aici că Dumnezeu acționează după un plan. Odată cineva vorbea despre nădejdea, speranța creștinilor, despre întoarcerea lui Iisus Hristos și vorbea, spune că 2000 de ani deja. Păi, poate el a uitat deja de voi. Dar dacă vedem versetul din Galateni, capitolul 4 și versetul 4, acolo spune la împlinirea vremii. Și când a venit Iisus Hristos prima dată, dacă nu mă greșesc eu, sunt în jur la 1845 de profeții, ele vorbesc de a doua venire lui Hristos, dar totuși vorbesc a doua venire nu poate să fie fără prima venire. Și totuși n-a venit curând, da? A venit aproximativ 4000 de ani. A trecut după acea greșeală a lui Adam și Evi. De aceea observăm că Dumnezeu acționează după un plan. Noi putem să așteptăm acum, cât mai curând, cât mai repede, dar Dumnezeu își are a Lui plan și pe parcurs vom mai vedea, adică cât durează. De ce această speranță
a fost în, din generație în generație, mă refer acum de creștini, și au transmis de parcă mâine vine Hristos, de parcă astăzi vine, acum în generația sa. Pentru că atunci când citim lucrări, nu doar epistole, ci cele extrabiblice, în patristică sau părinții bisericii, părinții apostolici, părinții bisericești, reformatorii mai târziu, oricine dintre ei, citind, studiind Sfintele Scripturi, erau convinși că vine Hristos în timpul lor. Deci, cum a fost spus deja de Iaroslav, noi ca oameni dorim aici și acum. Asta este tendința și asta nu este una rea. Dar aveau și niște motive pentru acestea. Da. Pentru că Domnul Iisus a spus, nu va trece neamul acesta de oameni și se va întâmpla lucrul acesta. Și apoi noi știm că Hristos a avut în vedere una prin neamul acesta de oameni. Dar adică națiunea aceasta nu va trece. Națiunea aceasta nu va trece. Adică în neființă. Da, nu va dispărea. Trece creatura asta a lui Dumnezeu, nu va trece în neființă, dar nu va dispărea. Dar noi ca oameni înțelegem, nu va trece înseamnă că acum. Da, generația aia. Și nu la voie întâmplării, Iisus a lăsat și posibilitatea aceasta de a se reprezenta, a se arăta așteptările oamenilor în grabă. Pentru că dacă ei ar fi știut că Iisus ne are în vedere și pe noi, cum spune capitolul 11 de la Evrei, ei n-au primit ce le-a fost făgăduit, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ceva mai bun pentru noi, ca ei, noi, anei. Dacă ei ar fi știut că Hristos ne are în vedere și pe noi, cei din veacul 21, nu mai păstrez credința 100 de ani, 1000 de ani, să aștepți ca să fie ceva, ca să fie cineva, și asta e pericol. Deci Hristos, având în vedere toate lucrurile, a prezentat în așa fel ca ei să aștepte în timpul vieții lor. Și aceasta le-a făcut bine lor și ne poate face bine și nouă. Deci, clar, evenimentul venirii Domnului Hristos e un eveniment de care sunt legate toate speranțele și aspirațiile oamenilor, mai ales creștini. Este cei care le așteaptă. Fericită noastră nădejde. Exact. Chiar dacă întârzie, oricum este o nădejde fericită. Există semne sau explicații sau informații după care poate un creștin să se conducă unde să vadă cum va veni Iisus. Pentru că la un moment dat cineva poate să întrebe, băi, dar poate a venit, sau eu nici n-am observat, dar poate, dar când vine, cum va fi? Care sunt semnele? Care sunt indicele care ne va prezenta cum va veni Domnul Iisus Hristos? Pentru că atunci când îl petreceau sau îl erau împreună cu, cu Domnul Iisus, el se înălța și au rămas încremeniți, domnule. Păi, ce facem acum? Ce va fi? Biblia ne relatează foarte multe evenimente care au loc înainte de venirea lui Iisus Hristos. Ca unele care le vedem și azi în zilele noastre și auzim foarte multe de războaie, de vești de războaie. Vedem cu tremură de pământ, vedem toate aceste lucruri. Dar lucrurile astea omul ar putea spune că ele sunt de când lumea și se întâmplă, atunci a fost cu tremur, acolo luptă, acolo au luptat. Și oamenii poate ar încerca cumva să astupe aceste evenimente care arată la venirea lui Iisus Hristos sau să le întunece cumva. Dar sunt careva momente care nu le poate întuneca nimeni. Cu toate că alții încearcă cumva să spună că deja a venit Hristos, undeva este acolo sau undeva este acolo. Dar ce relatează Biblia referitor la Hristos este că îl va vedea orice ochi. Adică, când, cum ați amintit la întrebare, adică ei stăteau, priveau, Hristos se înălța, s-au arătat îngeri și spune, bărbați galileieni, așa cum îl vedeți, așa îl veți vedea întorcându-se. Alt loc biblic spune cum se vede fulgerul de la răsărit până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Adică nu va fi ceva ascuns, nu va fi ceva cineva, practic toți îl vor vedea fizic. Mai este o poziție în popor, cei care cred cuvântul Dumnezeu,
că Hristos a venit în Duh. Adică imaterial. Da, fără trup, este pe acolo, da, nu poți să-L vezi, dar El este, domnește. Aș vrea să ne întoarcem la învierea lui Iisus. Când Hristos a înviat, apropo, ne apropiem de momentul când toată lumea creștină vom sărbători, da, învierea Domnului. Când Hristos a înviat și a apărut în mijlocul ucenicilor, în camera încuiată de frica iudeilor și le-a spus pace vouă. Deodată ucenicii au crezut că... S-au alarmat, sigur că... Da, cum? Unde? Un duh, un duh. Li se pare. Li se pare că a venit în duh. Și Hristos spune oameni buni, stați un pic. Un duh. De unde gândurile acestea? Nu vă temeți, eu sunt. Eu sunt acela care... Acela care a murit, acela care m-a spus să mormânt. Un duh nu are mâini, picioare, carne, oase. Deci, Iisus a lăsat destule argumente pentru cei care vreau să înțeleagă adevărul că Iisus când va veni a doua oară, anume cum le-a fost spus bărbaților în Faptele Apostolilor, capitolul 1, cum îl vedeți că s-a ridicat la cer, în felul acesta se va coborâ. Nu poate să nu-l vadă o ființă umană care trăiește pe pământ. Să nu ne înșele nimeni în privința aceasta. Dumnezeu a făcut totul ca noi să avem toată informația. Adică, stimați colegi, înțeleg că din ceea ce ați spus că Domnul Iisus încă n-a venit a doua oară. Nu. Este în așteptare. Cert. Și de aici putem să înțelegem câteva lucruri. Da. Pentru că, în primul rând, El trebuie să vină în așa fel încât toată lumea nu va fi în taină, nu va fi în secret undeva, ci toată lumea îl va vedea cu siguranță și va fi un eveniment extraordinar, va fi un eveniment cosmic, mondial, în așa fel încât toată lumea va fi sigură de venirea Domnului Iisus și nu va fi nicio înșelare. De aceea, cei care vor vorbi altfel sunt străini de Sfintele Scripturi. Deci aș vrea să mai adaug ceva. Da. Venirea lui Hristos, Biblia relatează, va fi condusă de cutremure, de niște evenimente care noi le numim așa cataclisme grozave. Și de aceea ele se întâmplă local pe acolo, dar el va, când va veni, adică tot pământul va fi zguduit de venirea slavei lui. Evident că în Sfintele Scripturi ați amintit cumva anterior că există profeții. Profeții despre venirea Domnului Hristos. Știți că fiecare dintre noi vrea să răspundă la întrebarea când? Când va veni? Și în încercarea de a studia Sfintele Scripturii încearcă să identifice cumva un termen anumit, niște semne, dar există profeții și când vorbim acum despre profeții, s-a zis, s-a prezis ceva și se împlinesc. Și ați amintit de mai multe semne. Există profeții, sigur că și sunt locuri în Sfintele Scripturii care sunt grele de interpretat, poate că, dar există profeții. Și iată, aș fi dorit să citesc cuvintele Sfântului Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească, unde scrie așa. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte că ca la o lumină care strălucește în întuneric până se va crăpa de ziua, adică și va apărea luceafărul dimineții, fiindcă mai întâi de toate prorociile din Sfânta Scriptură nu au fost tâlcuite, nu se tâlcuiesc singure pe sine, ci sunt tâlcuite tot cu Sfintele Scripturi. Și aici interesantă întrebarea, care principiul pe care noi, principiul de interpretare a Sfintelor Scripturii pe care îl descoperim în cazul dat. Cum putem noi să interpretăm? Pentru că dacă noi începem să studiem problema venirii Domnului Hristos, subiectul, și vrem să știm, că cineva ne ascultă, ne privește, ce principiu ar trebui să-l înțelegem în interpretarea Sfintei Scripturii și mai ales interpretarea prorociilor. Deci, în primul rând, trebuie să cercetăm Scripturile cu dorința să le înțelegem. Este așa noțiune ca o comoară ascunsă. Așa. În al doilea rând, cuvântul Domnului este cât se poate de clar
Scripturile se tălmăcesc singuri pe sine. Dumnezeu a lăsat cheia tălmăcirilor și dacă vorbim despre cutremuri, despre felurite cataclisme, da, simboluri care le găsim în Sfânta Scriptură, da, noi găsim că simbolurile acestea au și o însemnătate. De exemplu, apele arată la popoare și așa mai departe. Și atunci când avem un loc în Sfânta Scriptură, cercetăm ce spun alte locuri. Și unul cu altul, când le adunăm împreună, atunci se clarifică însemnătatea acestei profeții. Adică vreți să spuneți că profețiile au fost scrise într-un limbaj biblic criptat, adică șifrat. Am vrut să spun aici, am citit cândva așa un comentariu unde spunea că învățătorii rabinei evrei, ei intenționat vorbeau în vorbire grea. Și ca să poată să aleagă ucenici. Adică intenționat vorbeau cu o vorbire grea și doar acei care dădeau atenție cuvintelor, adică se profundau, înțelegeau sensul, îi urmau. Și prin asta ei alegeau ucenicii. Ucenici vrednici de a fi ucenici. Exact, exact. Da. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu, el nu este greu de înțeles atunci când cauți sincer. Eu, după mine, vreau să spun așa o experiență. Am început să citesc Biblia prima dată, mi-a apărut o întrebare. Întrebam de cineva care mă ajuta, spunem așa, un lider spiritual, mă ajuta acolo, și când nu primeam răspuns la întrebarea mea, am citit și am ajuns aproximativ la jumătate de Biblie și citesc și primesc un răspuns. Adică la jumătate. Da, adică de la început am primit întrebarea, la jumătate am primit răspuns. Adică era o experiență extraordinară. Deci aia, când cauți adevărul, este imposibil să scrii o carte ca nimeni să nu înțeleagă. Adică cu scopul ca nimeni să nu înțeleagă. Cu atât mai mult Dumnezeu, noi din istorie îl vedem că El este cointeresat ca omul să-L găsească. Și El a scoate cât mai posibil la suprafață adevărul. Deci, așa cum am vorbit anterior, profețiile biblice sunt scrise într-un limbaj biblic criptat și decriptarea sau descifrarea sau interpretarea poate fi doar din moment ce se studiază toate Sfintele Scripturi și tu vezi toate cheile decriptării sau cheile care despuie toate comentariile, semnele și așa mai departe, în așa fel încât Biblia este în ce profețiile încep să vorbească. Și metoda aceasta este prin comparare text cu text, pentru că toată Sfânta Scriptură se interpretează pe sine însăși. Și pentru că Sfânta Scriptură nu este niște bucăți aparte, niște porțiuni de timp aparte. Sfânta Scriptură este un întreg. Și dacă iei o profeție și încerci să o lămurești în felul în care îți pare, atunci rătăcești. Pentru că profeția aceasta este legată de alta care a fost după dânsa și poate de alta care urmează înainte de ea și alta care urmează după dânsa. Și ele împreună formează un lanț și când le pui la locul lor, atunci tabloul arată frumos și deci, corect. Biblia nu este pentru lenoși, ci Biblia este pentru sârguincioși și ea e o descoperire. Ea este o informație veridică care ne oferă nouă și informația aceasta vine de la Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un astfel de cercetător al Sfintei Scripturii, sârguincios, în secolul XIX, începând cu 1832-32 până în 35, se apucă și se apucă să studieze Sfintele Scripturii. Numele lui William Miller. Face comparație cu fiecare text și ajunge la mijlocul Sfintei Scripturi, la cartea profetului Daniel, unde este pur și simplu copleșit și impresionat de exactitatea cu care Dumnezeu prezintă, dar a dat de un lanț profetic foarte important, pe care îl găsim tot aici scris, în Daniel, capitolul 8,
versetul 14, și care spune în felul următor: după ce vor trece 2300 seri și dimineți, adică zile, sfântul locaș va fi, sau sanctuar, va fi curățit. Mai târziu, sigur că noi înțelegem mai multe lucruri, dar aș fi vrut să vă întreb, care e semnificația inițială a acestei profeții? 2300 de zile. Și zile sunt oare? Biblic, când merge vorba de profeții, nu merge vorba de ceva fizic, adică nu întotdeauna. Când profeția nu poți descifra fizic. De aceea, noi am putea să deschidem alte locuri biblice. Sau adică vă referiți la simboluri. Da, simboluri, da. Exact. Și putem să deschidem alte locuri, pasaje biblice și să găsim, sau dacă citim Biblia, putem să găsim așa în istorie. De exemplu, poporul Israel a ieșit din robie egipteană. Așa. A trecut pustiu și Dumnezeu spune, intră țara și ia-o în stăpânire. Uh-huh. Atunci a trimis 12 iscoade ca să verifice țara, să aducă vești din țara aceea și s-au întors. 10 iscoade vorbesc împotrivă, adică da, țara este bună, dar ce vorbeau împotrivă este că noi nu putem să mergem, acolo sunt niște oameni tari, mai tari ca noi. Erau doi, s-au găsit tineri, Iosua și Caleb, care au spus nu, noi trebuie să mergem pentru că Dumnezeu ne dă țara în mâinile noastre. Și atunci a fost o răzvrătire, o împotrivire. Și Dumnezeu a rostit o sentință, un an pentru o zi. Câte zile ați cercetat țara? 40. 40 de ani? Adică veți... Deci noi găsim un principiu, zi, an. Da. Așa. Mai sunt în Sfintele Scripturi astfel de principii? În Cartea Numeri, capitolul 14, versetul 34, Dumnezeu de asemenea menționează un astfel de caz și spune clar... O zi pentru un an îți dau. Deci când merge vorba despre prorocii de durată, prorocii în adevăratul sens al acestui cuvânt, atunci când merge vorba despre o zi, merge vorba despre un an și sunt cazuri, cum a fost menționat, pentru un an, o zi. Deci acesta este principiul biblic care îl găsim pentru înțelegerea profețiilor. Cineva spunea din cei care studiau Sfintele Scripturii că mai mult de 20 de locuri sau chiar mi se pare 25 sau 26 de locuri în Sfintele Scripturii unde se prezintă acest principiu zian. Deci, ce vreți să spuneți cu aceasta? Deci 2300 de zile în lanțul profetic sau în limbajul profetic sunt 2300 de ani. Da. Și important este de menționat că marea majoritate a teologilor, a cercetătorilor scripturilor înțeleg anume așa, că altfel nu poți lămuri profețiile. De aceea este foarte important lucrul acesta. Teologii, cercetătorii, sinceri ai Bibliei folosesc principiul un an pentru o zi. De aceea 2300 de seri și dimineți sau 2300 de zile în prorocie aceasta este recunoscută de majoritatea teologilor ca 2300 de ani. Ar trebui să recunoaștem că este cea mai lungă perioadă sau lanț profetic existent în Sfintele Scripturi. Așa este. Există 1260 de ani despre care anterior noi am mai discutat în alte emisiuni. Descoperim și lanțul profetic legat de 490 de ani, unde de fapt se prezintă cu exactitate an în an venirea Domnului Hristos și moartea dânsului. Evident că mai sunt încă profeții, multe profeții care sunt prezintă de ani și 70 de ani pe care găsim că poporul israelitean care a stat în robia babiloniană, găsim profeții împlinite cu exactitate. Evident că prima profeție, dacă vorbim despre lanțuri, despre ani, probabil că îl găsim Iosif în Egipt, unde 7 ani de belșug, 7 ani de foamete și Dumnezeu a împlinit cu exactitate anterior lui Iosif. Vedem 120 de ani noi, Dumnezeu a zis 120 de ani va trece și va fi potopul. Observăm că Dumnezeu
are exactitate ce-mi privește împlinirea profețiilor matematică. Și în cazul acesta 2300 de ani, mai mult de 2 milenii, fiți de acord că nu-i puțin. Da. Este destul de mult. Și intriga cea mai mare este de când începe această profeție. Adică de unde să începem noi enumărarea, de la ce an să începem enumărarea și de ce anume acolo și ce se va întâmpla la sfârșit, pentru că ceea ce vedem aici, Sfântul Locaș va fi curățit. Și ce înseamnă aceasta? Aș vrea să încep răspunsul la întrebarea aceasta încă cu o confirmare la acea idee că o zi pentru un an. Așa. Din cauza că noi observăm, deja când merge profeția în viitor este mai greu. Noi acum avem istoria și istoric nouă nu este mai ușor acum să analizăm și să vedem că așa și-a fost. Adică da. Un an pentru o zi. De exemplu, ați menționat 70 de săptămâni a fost pentru poporul tău, da? Adică da. A pus pentru poporul tău. Și asta apropo, spunește... tot din cadrul acestor 2300 exact. De ani. Și când spune că 70 de săptămâni au fost puse pentru poporul tău, când vorbești despre săptămâni, este o parte dintre aceste 2300 de zile. Așa. Și noi observăm că, dar de unde vine startul, este că din la darea poruncii de restaurare a Ierusalimului. Și lucrul acesta îl găsim tot aici, în la exact. Daniel, alături. Și, text cu text, iarăși principiu de comparare. Și aici noi, dacă luăm istoric, noi observăm că el s-a... Istoria spune că împăratul a dat acest ordin de restabilire a Ierusalimului anul 457 înainte de Hristos. Da. Și dacă noi... Din anul 457 vorbim, Daniel vorbește în capitolul 9 despre stârpirea unsului, adică despre nimicirea, răstignirea lui Iisus Hristos. Transpus, deși în decriptat da. Limbajul, înseamnă da. Realmente răstignirea Domnului Hristos. Da, și aceasta trebuia să se întâmple, adică în aproximativ anul 27. El a venit, a fost uns. Da, atunci a început lucrarea, cer scuze, am făcut da, da, da. El a început lucrarea și în anul 31, aproximativ, el a fost răstignit. Așa. Și anume aici se împlinește cei 490 de ani, adică parte din acele 490 zile. Adică noi vedem cât de exactitate vorbește Daniel în capitolul 9 când vorbește despre stârpirea unsului. Și vedem că trece anume perioada de ani. O zi, an. O zi, an. Dacă mergem mai departe, această perioadă de 70 de săptămâni se încheie în anul 34. Exact. Atunci când Ștefan este omorât cu pietre. Adică când spune perioada care este pusă pentru poporul Israel, se încheie aici, în anul 34. Dar acele, dacă noi luăm startul de la 457 și adunăm 2300 de zile, seri și dimineți, zile și ani, noi ieșim la anul 1844. Deci ce a spus, stimate pastor, este faptul că anul de pornire, da? A numărării 2300 de ani se confirmă, da, de câteva ori. Deci nu este niciun fel de greșeală vis-a-vis de răstignirea Domnului Hristos și sigur că omorârea lui Ștefan. În cazul dat, deci s-a împlinit, înseamnă că acești 2300 de ani pornesc din aceeași dată, 457 înainte de Hristos și ajungem, ați menționat, în 1844. Ce se întâmplă atunci? Și interesant că William Miller exact lucrul acesta l-a descoperit. Și ce a înțeles el? Bine, vă dați seama, în 1844, iar el se află în 1836. Da. Și când se gândește, păi stai puțin, mai rămas foarte puțin, și ce să înțeleagă el de aici? Deci William Miller a fost mișcat de fraza apoi Sfântul Locaș va fi curățit. În concepție lui William Miller și la toți creștinii de atunci, cercetătorii ai Bibliei, sanctuarul era subînțeles ca pământul. Uh-huh.
Și adică atunci, locașul, Sfântul Locaș e pământul. Sfântul Locaș e pământul. Cerul e locuința Domnului, dar Sfântul Locaș pentru oameni și e pământ. E ferez, dacă e curățire înseamnă că dacă va fi curățit prin foc. Înseamnă că va fi curățit, da. Și de aici a apărut, iată, ideea aceasta. Domnul vine. Domnul vine. A, deci s-a legat curățirea cu curățirea venirea Domnului Hristos. Păi da, dacă vine, dacă Hristos a promis că vine, El vine să facă ordine și dacă sanctuarul va fi curățit, înseamnă că venirea Domnului va avea loc la sfârșitul acestei perioade de 2300 de ani, în anul 1844. Stimați Domn, păi n-a venit Iisus în 1844. Asta e altă întrebare. Când și acum întrebarea, este greșită profeția? E greșit studiul pe care l-a făcut William Miller? Poate e zădarnic așteptarea noastră. E clar acum când a venit Hristos. Și noi vorbim despre ce așteptau și ce nu s-a întâmplat. Dar oamenii au așteptat. Așa. Oamenii au vândut toate averile. Au ieșit la miezul nopții să aștepte. Pentru ei chiar era dureros. Dar important este faptul că când a trecut perioada aceasta și William Miller nu era unul dintre cei care n-a venit, William Miller și-a pus întrebarea, poate oare Dumnezeu să greșească? Dar nu numai el, probabil că toată lumea păi care bine, l-aștepta, dar vorbi, care a crezut. Îl pomenesc pe el pentru că el a fost acela care a socotit, care a început predica aceasta. Alții tot au cercetat și au confirmat, așa este. Și ei s-au apucat cu toții de cercetat. Unde este problema? Ca după aceasta să înțeleagă că de fapt curățirea sanctuarului nu merge vorba despre pământ, ci merge vorba despre sanctuarul din ceruri. Ah, deci locașul sfânt de fapt nu este pământul. Pământul, ci este locașul despre care scrie Apostolul Pavel în Evrei, că Hristos nu a intrat într-un locaș făcut de mâini omenești, ci în ceruri a intrat. Știți, e un lucru foarte important, dacă am putea noi să îi dăm citire acestor cuvinte, pentru că nouă ne sunt importante. Ce înseamnă aceasta despre care vorbiți dumneavoastră? Și interesant ce spune Apostolul Pavel. Deci, punctul cel mai însemnat. Cel mai însemnat. Al celor spuse este că avea un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Deci cine este el? Vorbim despre Domnul Hristos. Domnul ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Adică când vorbim acum despre cort, vorbim despre sanctuar. Corect. În original. Deci el s-a înălțat la cer, acum înțelegem de ce s-a înălțat, pentru că multe lume nu înțelegea de ce a plecat el, ci s-a dus în concediu, a uitat de noi, ce face el acolo. Acum înțelegem că el este într-o slujire deosebită. Avea de curățit locașul preasfânt. Păi bine, și acum 1844, când se finalizează acești 2300 de ani, ce înseamnă că locașul din ceruri va fi curățit? Ce se are în vedere? Înseamnă oare că vine Iisus? Da, am înțeles că nu vine. Dar ce înseamnă El? Ce semnifică? Semnifică faptul că Hristos intră în ultima fază a slujirii din sanctuarul din ceruri. După cum cortul întâlnirii la sfârșitul anului era curățit prin jertfă și, da, Apostolul Pavel descrie mai detaliat lucrul acesta, da? Hristos a intrat cu sângele Lui propriu ca să producă eliberarea oamenilor de păcatele care au fost săvârșite prin sângele Său. Și prin aceasta spună capăt la toate aceste lucruri ca să poată restaura o împărăție nouă care va dăinui veșnic.
Evident, atunci când se studiază Sfintele Scripturi, în afară de acest loc din Daniel, capitolul 8, versetul 14, noi întâlnim și ultima carte a profețiilor sau profetică pentru lume și ultima carte a Bibliei, de fapt, pentru ultima generație, este cartea Apocalipsa, unde se completează sau lămurește mai mult ce se întâmplă cu 2300 de seri și dimineți și se vorbește chiar și în Daniel și în Apocalipsa, se vorbește că după 1844 începe o perioadă deosebită. Ea este numită timpul de pe urmă sau timpul de cercetare sau de judecata de cercetare care se întâmplă acum. E o ultimă fază, așa cum ați menționat dumneavoastră, înainte ca să vină Domnul Iisus Hristos, înainte ca să finalizeze totul. Ce ne dă toate acestea? Primul lucru este faptul că venirea Domnului Hristos este decisă, este precis și este iminentă. Și lucrul acesta îl vedem chiar și profetic, pentru că 1844, profeție de 2300 de ani, doar ne confirmă că venirea Domnului Hristos este sigură. Nu pune sub îndoială, ci dimpotrivă o așează ca speranță primordială pentru toți cei care așteaptă venirea Domnului Hristos. Doi, este faptul că Hristos acum acceptă încă oameni pentru ca să fie salvați. Mâine noi nu știm ce se va întâmpla. Și trei, cu siguranță că Iisus va veni pe norii cerului așa cum și s-a declarat în Sfintele Scripturi, cum se ridică, așa și va veni. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi. Sunt subiecte foarte interesante și relevante, iar vă dorim succese și poate cu altă ocazie vom continua studiul din Sfintele Scripturi. Scump prieteni, cu siguranță că sunt multe provocări și poate sunt multe întrebări. Dacă n-ai înțeles profeția aceasta, dacă n-ai înțeles ce spune Sfintele Scripturi, te invităm să te adresezi și către sau să privești alte materiale ale noastre, anterior și poate ulterioare. Dacă ai întrebări, dacă ți-a plăcut chiar acest material, te invit să ne dai o reacție, să ne pui degetul în sus, să ne scrii ceva și sigur că să te împărtășești cu acest material și cu alți prieteni ai tăi. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare!